Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie! Astăzi o să facem salamă de biscuiți cu aceste bombonele gumoase, marshmallow, cu ciocolată. Și cu acestea sunt ingredientele. Imediat vă dau și cantitățile. Așa. Și astăzi o să fac cu biscuiți cumpărați. Așa. Și o să avem nevoie de... Ia uitați, eu mi-am pus tot pe o farfurie. Aici, 60 de grame de ciocolată. Aceasta este 50% cacao. Apoi, 150 de grame de bomboane de aceste gumoase marshmallow. Ia uitați. Salamul meu de biscuiți este diferit. Apoi, o să mai avem nevoie de 200 de grame de unt. Unt. O să mai avem nevoie de 200 de grame de biscuiți. Eu aici am 250, o să punem 200. Alune, nuci, fistic, ce aveți în casă? Măcinate, 200 de grame. Esență de rom, dacă faceți pentru copilași, puneți fiole, sau dacă nu, puneți rom, 30 de mililitri de rom, 20-30, gustați. Și apoi o să mai avem nevoie de caise. Eu aici astăzi am să fac cu caise confiate și am să folosesc curmale. O să scoatem sâmburelul, tot așa în jur de 100-200 de grame. Fiecare pune. Și o să începem cu ciocolata. Eu am să o cântăresc aici. 60 de grame de ciocolată. O să o punem aici. Am pus un vas cu apă. Și ia uitați, o uliță cu apă și deasupra am pus acest vas. Așa. Și o să topim aici totul. O să punem 60 de grame de ciocolată. Să cântărim, să vedem cât avem. Așa. Aici am 60, dar o să punem mai mult. O să punem 100. Să punem să fie mai ciocolatos, așa. 100 de grame de ciocolată. 100 de grame de ciocolată. Am să o tai și am să se topească. Am tăiat ciocolata și o să punem să se topească mai repede. Aici. Am să dau la mic focul. Și acum încet le facem pe toate. Aici s-a topit ciocolata. Iar începe deja să se topească. O să adugăm și untul. Aici avem de mult. Și acesta îl putem tăia cubul și îl adăugăm aici. Uitați. Să încercați această rețetă de salam de biscuiți. Este super, super bună. Este diferită de rețeta de salam care se face de obicei. Așa. Am să dau deoparte. Ia uitați. Încet, încet se topește totul aici. Așa. Și între timp ce se topește ciocolata,
Deci, repetăm, am pus 100 de grame de ciocolată, 50% cacao, cu 200 de grame de unt. Acum o să punem cum se topește untul, bomboanele, aceste bezele gumoase, marshmallow, ia uitați, așa, cred că le cunoașteți, că se găsesc în comerț. Și să știți că dau un gust și un parfum la acest salam minunat. Și o să adăugăm 150 de aceste bomboniere. O să le cântărim. O să cântărim aceste bomboniere. O să vedem câte avem aici. Aici avem 90. Și 60. Avem 150. Așa. Ia uitați cum se topește untul cu ciocolata. Facem pe foc. O să avem nevoie și încă de 60 de grame de bezele ca să le rupem bucăți, să le punem în interior. Și dacă doriți mai multă ciocolată și vreți să o simțiți bucățele, o puteți tăia și o puneți bucățele, încă 50 de grame, dacă doriți, în interior. Așa, untul începe să se topească, adăugăm și bezelele. ...150 de bezele. Avem 200 de grame de unt, 100 de ciocolată și 150 de bezele. Și acum o să se topească tot. Așa, încet. Aici avem 200 de, eu o să spun alune, 200 de alune. Puteți pune și nuci măcinate, și mai mari, cu bucățele mai mari și mai mici, cum doriți. Și fistic, și alune de pădure. Eu pun alune, alune normale. O să tăiem caisele. Puteți pune și stafide, și rahat. Eu nu pun rahat pentru că nu prea îmi place prea mult rahatul mie. Și de aceea folosesc aceste fructe confiate. Și o să le tăiem bucățele și o să punem în jur de, ia să vedem, aici am pus 100, o să punem 100, 200, acum depinde de fiecare. Ia să vedem câte avem aici, 45, 45. O să punem 100 de caise și apoi o să punem și din acestea. Așa. Și o să le tăiem. O să le tăiem așa bucățele. Așa. Și o să le punem așa într-un vas. Între timp aici se topește totul. Așa.
Asta să se topească și bomboanele, aceste bezele. Și tăiem. Așa. Mai mari, mai mici, cum preferați. Așa, am tăiat. Aici avem 100 de caise confiate. Avem curmale. Puteți pune stafii de rahat, tot ce vă place. O să le desfacem. Și le punem ori jumătăți, ori le tăiem în patru, cum vă place. Așa, ia să vedem câte să punem. Mai învârtim aici în vasul nostru cu bezele. Avem 40 de o să punem mai multe. O să punem 100 și 100. Așa. Așteptăm să se topească și bezelele. Aici avem 50, mai punem încă 50 și apoi le tăiem bucățele. Scoatem de la curmare sâmburelul. Uitați, avem 50, avem 100. Bună dimineața! Bună dimineața! Așa. Acum o să le tăiem bucățele sau le lăsăm jumătăți. Le așezăm așa pe toate aici. Și mai mari și mai mici. Așa. Să vedem, să se topească bezelele. Încep să se topească. Așa. Să vedeți ce gust bun au în salam. Dă un gust bun, 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 deosebit la acest salam de biscuiți. Așa, ia să închidem. Am să dau deoparte.
acestea și avem 200 de caise și 200 de curmale, 30 de rom. Dacă faceți pentru copii, nu puneți romul, puneți esența de rom. Eu am să pun și așa și așa. Biscuiți, 200 de grame de biscuiți, 150 de bomboane marshmallow, 100 de ciocolată și 200 de unt. Așa. Și acum amestecăm să se topească și să se răcească puțin. Așa. Așa. Și amestecăm. Ia uitați cum se topesc. Așa. Și imediat o să adăugăm toate ingredientele. Cu biscuiții rupem. Cum o așa. Mai mari. De biscuiți. Trebuie să dau 50 de parte, 250. Și dacă am nevoie și ați pus mai multe ingrediente și mai trebuie să adăugăm biscuiți, mai puneți. O să pun 50 de parte. Așa. Și rupem cu mâna. Avem biscuiți, avem normale și caise confiate. Așa. Mai vor puțin să se mai răcească puțin. O să adăugăm nuca sau alune. Eu astăzi pun alune. Pe toate le punem. Măcinate. Amestecăm. Adăugăm și curmalele noastre cu 100 de curmale cu caise confiate, puteți adăuga și stafide și rahat, puteți adăuga dacă vă place. Adăugăm romul nostru, aici 30 ml de rom. Dacă dați copii, puneți esență. Eu astăzi spun și așa, așa. Esență de rom. Ce miros. Așa. Pune și esență de rom, am să pun o fiolă și dacă mai e nevoie, mai adaug. Așa. Și amestecăm. Și la urmă adăugăm biscuiții. Ia uitați, compoziția s-a răcit un pic. Și acum punem biscuiții. Pe toți. Așa. Și
adăugăm și bezele, 60 de grame de bezele gumoase. Ia uitați, bucățele. Și le adăugăm așa în compoziție. Așa. Și amestecăm. Amestecăm bine, bine. Biscuiții puteți sfârma mai bine. Așa, să dau deoparte. Să împart compoziția în două și o să facem doi sărmâniari. Așa. Mai amestecăm puțin. Și o să facem doi sălămiori, o să punem jumătate din compoziție. Și acum întindem. Să știți că eu am lăsat biscuiții mai mari. Îi puteți face și mai mărunței. Așa. Și acum o să strângem așa bine. În ambele hârtii ca să strâng mai bine. Acum eu am să dau la frigider, dau la congelator ca să se întărească puțin și să-l punem și pe celălalt. Îl puteți lega să-i dați o formă de salam sau îl puteți lăsa pur și simplu așa. Ia să-l dau la congelator. Primul. Punem și acesta, al doilea. Am să las mai mare, mai lungă hârtia ca să răsucesc.
doriți, îi puteți mărunți mai bine, dacă doriți. Eu i-am lăsat cam mari. Așa. Mi se închide. Compoziția se întăiește bine, 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 bine. Așa. Și acum să dăm formă la sălămiorul nostru. Acesta o să iasă mai băbânel. Așa. Să mărunțiți mai bine biscuiții. Eu i-am tăiat cam mari. Așa. L-am îngat. Asta este cam mare. Strângem. Așa. Așa. O să închidem și capetele. Închidem bine și strângem bine, 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 bine. Așa. Trebuie strâns bine, bine. Așa. Nu l-am băgat în congelator ca să văd cum îl tăiem. Să-l pun și în folie, să-l strâng mai bine. L-am strâns mai bine. Și lega. Dacă lega, să arate ca salam cumpărat. Ia uitați, încă este moale, moale, moale. Trebuie strâns bine, 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 bine. Ia uitați. O să mai strâng încă o dată acum. Vedeți că s-a întărit? Puțin, puțin. Este bun, bun, bun. Trebuie strâns bine, bine, că este moale, moale. Eu n-am reușit, că era prea moale. Și acum îl mai strângem o dată.
așa. Așa este salamul, este moale la început și după aceea se face. Ia să îl strângem mai bine. Așa. Strângem bine, așa. Am să strâng cu amândouă odată. Că salamul trebuie strâns bine. Așa. Ia uitați. Vedeți? Trebuie strâns bine, strâns ca să-și să prindă formă și să se întărească. Îl dăm la frigider din nou. Și acum să-l dau la frigider să se întărească, să se uităm să iasă. Și să vedem cum a ieșit salamul nostru. Să-l scoatem din... S-a întărit. Așa. Așa, acum o să dăm cu puțin zahăr pudră deasupra. Cu puțin zahăr pudră deasupra o să dăm așa, ca să facem salamiorul. Ia uitați-l. Așa. Salamul de biscuiți. Și să-l tăiem să vedem cum arată în interior. Așa, hai să mă șterg așa pe mâini. Bravo, Carmen, să faci să vezi ce bune sunt. Și acesta este salamul de biscuiți de dimineață. Să tăiem să vedem cum a venit, cum a ieșit. Ia uitați-l cum arată. Așa arată salamul făcut dimineața. Mai avem, deci din compoziție au și două, unul mai mare și ăsta mai micuț. Dat pun puțină zahăr pudră și să tăiem. Așa, ia să vedem cum este în interior. Ia uitați, așa este. Așa arată salamul. Să știți că este foarte, foarte bun. Rețeta o găsiți aici pe pagină sau pe canalul meu de YouTube. Camelia Chira, prăjituri cu camelie și bucate gustoase. Este făcut cu bomboane din alea bezele gumoase, marshmallow, cu ciocolată, cu unt. Este foarte, foarte bun. Eu sper să vă placă. Așa arată. Ia uitați cum arată în interior. O minuțele. Să vă arăt și checul cu albușuri. Am folosit gălbenușurile la cornulețe și albușurile am făcut acest chec. Ia uitați, din albușuri și cu ciocolată, cu bucățele de ciocolată și cacao în două culori. Este foarte, foarte bun. Sper să vă placă. Rețeta încă nu am publicat-o pe YouTube. O găsiți aici pe pagina mea, prăjituri cu camele și bucate gustoase. Este făcut în direct cu voi. Checul. Este foarte, foarte bun. Și cam atât. Să vedem cum au ieșit și covrigelii. Sărățelele sunt acestea. Vedeți? Două rețete făcute în direct astăzi cu voi. Ia uitați. Salamul de biscuiți făcut dimineață. Și... sărățelele. Și covrigenii sunt la cuptor. Așa. Așteptăm un minuțel, două și să vedem când este gata. Încă puțin.
Și de mâine ne vedem să facem tortul. Și dacă doriți să fac sărmănuțele împreună cu voi, eu am să le fac. Sunt, dacă vă plac sărmănuțele de nuntă, acelea bune, bune, când mergem noi la nuntă și sunt delicioase și bune, să faceți rețeta mea. Are un ingredient secret care dă tot gustul la sărmănuță. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube. Acolo găsiți foarte, foarte multe. Eu vă aștept, cu mare drag să-l vizitați. Sărățele, să rupem și una din... Ia uitați, așa arată. Acesta e cu susam. Nu știu dacă se vede. Se vede? Sunt fragede, cu brânzică, bune și gustoase. Și mai găsiți nuci, rețeta la nuci. Rețeta, cu mare drag, Carmen. Rețeta la nuci, rețeta la caise și piersicuțe și la paleuri. Rețeta la faguri, care este foarte bună. Fel de fel de fursecuri. Am cornulețe făcute care se umplu după ce le-am copt. Deci le coacem, aluatul și lăsăm spațiu și apoi le umplem cu dulceață. Eu le-am umplut cu dulceață făcută de mine de caise de anul acesta. Și să știți că sunt foarte, foarte bune și acelea. Și sunt interesante, că se face mai întâi aluatul, se lasă spațiu, se coc și după aceea se umplu cornulețele. Sunt foarte, foarte bune. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc multă, multă sănătate și vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi. Astăzi mi-ați făcut companie de dimineață și până acum vă îmbrățișez așa pe toți, pe toți. Și vă pup dulce. Și ne vedem mâine. Mâine să facem alte rețete împreună. Vă pup dulce. Și să știți că anul acesta vă colind eu. Vă pup dulce pe toți. La revedere. O seară. Și vă mulțumesc din suflet. Vă pup dulce. La revedere.